De ce, pământ? Iată o întrebare pe care nu știu câți dintre noi și-a fost. Probabil că cei mai mulți ar răspunde, pentru că aici ne-am născut, pe pământ. Nu ne-am născut nici pe Marte, nici pe Venus, nici pe Jupiter. Dar v-ați gândit cum ar fi fost dacă eram una dintre aceste planete? Bine știu, a spune că nu se poate trăi datorită temperaturilor foarte ridicate, a lipsii de oxigen și a apei. Dar să presupunem totuși că s-ar putea locui. Normal, ar fi cu totul diferit decât este pe pământ. În loc de sol, cu siguranță, am fi mers pe rocă, pe lava tărită. Iar peisajul ar fi fost urât. Fără plante, fără animale, fără ploaie și zăpadă, fără culori și curcubeu. Iar noi oamenii am fost obligați să purtăm tot timpul un costum special de astronaut și să respirăm prin niște tuburi. Fetițele și doamnele n-ar fi fost încântate deloc, pentru că n-ar mai avea cum să își etaleze fustițele și rochițele, pantofii și poșetele, bijuteriile și coafurile. Dar, oare, la școală mai merge? Unde am locuit? Unde ne-am jucat și cu ce? Toate acestea sunt întrebări la care aș avea un singur răspuns. Nu mi-ar plăcea să fiu în altă parte decât pe pământ. Chiar dacă acolo nu m-aș duce la școală, n-aș avea unde să mă distrez și să mă joc cu prietenii, să mă tovălesc prin iarbă și să fac tot felul de nebunii copilărești. Așa că, pentru mine, locul ideal de trăit este pe pământ. Vă mulțumesc!